Toate cursele auto spre Tiraspol, Bender și Dubăsari din Chișinău au fost reluate. Acum autocarele pornesc de la autogara Centru la interval de 20-30 de minute, ca până la pandemie. Cele mai bucuroase sunt persoanele care, din cauza restricțiilor, nu și-au văzut cei mai dragi oameni mai bine de un an. Și șoferii curselor sunt mulțumiți, vor avea în sfârșit de lucru. Bender, Tiraspol, pe-хорошому поехали. Deși nu e atât de aglomerat ca în timpul sărbătorilor, la autogara centrală din Chișinău oricum e multă agitație. Un motiv este că autocarele pentru Transnistria au început din nou să circule. Absolut toate cursele care sunt înregistrate în Programul Național de Rute Regulate și-au reluat activitatea. Dacă până acum circulau, de exemplu, se comasau cursele din 4 curse, se efectua doar una, acum absolut toate cursele și-au reluat activitatea în direcția Tiraspol, Bender, Dubăsari. Pasagerii sunt mulțumiți că acum nu mai sunt nevoiți să aștepte cursa necesară ore în șir. De asta profită și cei care merg în Anenii Noi, așa cum e pe traseul care duce la Tiraspol. Acum da, când mai multe curse, mai bine. Dar când erau curse, o rută pe zi era, două rute pe zi, era greu. Natalia Mișcenciuc locuiește în Transnistria, iar rudele sale apropiate în Chișinău. De un an se poate întâlni cu cei dragi doar cu permisiunea autorităților transnistrene. Mine tot, e dochka, e vnuka, e muș. И для меня это было как большая проблема приезжать сюда. Вот это мое желание, чтобы мы могли встречаться, потому что уже и возраст, и чтобы нам давали разрешение хотя бы в Молдову без оперштаба. А раньше вы обращались в штаб. Штаб давал разрешение на определенное время, и я должен был вложиться в это время, и потом я приезжал сюда. Pasagerii din Transnistria spun că măsurile de combatere a coronavirusului sunt aceleași peste tot, așa că speră că promisiunea pentru libera circulație va fi prelungită. Я приехала к дочери и сейчас уезжаю. И смотрю, что карантинные мероприятия соблюдаются, как и у нас, хотя у нас тоже идет снижение заболевания COVID-19. И вот я вижу, что есть антисептик. Для обработки рук, масочный режим. Și șoferii se bucură că au fost reluate cursele. Жажда на работу, конечно, люди вышли на работу. Мы год не работали. Дома сидели, без работы. Не было работы, закрыты, весь Кишинев был закрытый. А мы имеем много графиков на Кишинев. Ой, да прекрасно, мы год отдыхали. Смотрели телевизор, уже не было сил на него смотреть. Мы просто остановили, где-то что-то подлатали, где-то что-то подварили, подремонтировали. Потому что изменить сразу направление работы тоже тяжело. Administratorii curselor auto spun însă că nu toți șoferii au așteptat ridicarea restricțiilor. Mulți și-au găsit alte locuri de muncă. Водители многие уже уехали, кто за границу, кто это. У меня, например, это проблема. Водителей катастрофически не хватает. Кто-то ушел в городе работать, кто-то там день через день, кто-то сельским хозяйством занялся, кто-то в Европу уехал. Шоферии recunosc că în perioada restricțiilor au fost nevoiți să majoreze prețurile pentru coletele trimise. În Transnistria, acum acestea costă exact cât un bilet de călătorie. Prețurile la colete nu sunt stabilite de autogare. Sunt fenomene, noi avem multe solicitări de la cetățeni, de la călători care vor să transmită colete către părinți sau să primească colete, dar asta e strict, e ține de competența echipajului unității de transport, adică șoferii. Inițial, administrația de la Tiraspol a anunțat suspendarea restricțiilor de circulație în regiunea transnistreană doar pentru perioada sărbătorilor de Paște, dar ulterior a decis prelungirea acesteia până la 1 iunie.